Bună ziua! Sunt Codruț Gabriel Morariu. Astăzi vă propun să descoperiți câteva instrumente muzicale. Vă prezint trompeta. Este un instrument muzical de suflat. Ea poate fi auzită de la mare distanță. Priviți chitara. Este un instrument muzical cu coarde. Vă prezint trombonul. Este un instrument muzical de suflat. Iată acordeonul. Este un instrument muzical care are un burduf de aer și clape asemănătoare celor de la pian. Cred că și vouă vă place muzica. Pentru acest motiv, astăzi vă voi învăța un cântec despre cele patru instrumente muzicale. Un om ce venea de mai departe cânta la trompetă, pere pe 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 pe. Alt om ce venea de mai aproape cânta la chitară, tiki-taki, tiki-taki, tiki-te, pere pe 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 pe. Tiki-taki, tiki-taki, tiki-te, pere pe 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 pe. Tiki-taki, tiki-taki, tiki-te, pere pe 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 pe. Tiki-taki, tiki-taki, tiki-te, pere pe 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 pe. Tiki-taki, tiki-taki, tiki-te. Alt om ce venea de mai departe cânta la trombon, poro-po-po-po-po-pom. Alt om ce venea de mai aproape cânta la acordeon, nichinache, nichinache, nichinem, poro-po-po-po-pom, nichinache, nichinache, nichinem, poro-po-po-po-pom, nichinache, nichinache, nichinem, poro-po-po-po-pom, nichinache, nichinache, nichinem, poro-po-po-po-pom. Nichinache, nichinache, nichinem. Apoi cu toții împreună cânta un orchestră, cântau așa. Pere pe 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 pe. Tiki-taki, tiki-taki, tiki-tem. Poro-po-po-po-po-pom. Nichinache, nichinache, nichinem. Pere pe 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 pe. Tiki-taki, tiki-taki, tiki-tem. Poro-po-po-po-po-pom, nichinache, nichinache, nichinem. Acum, interpretați cântecul împreună cu colegii voștri. Împărțiți-vă în patru grupe. Unii vor repeta sunetele trompetei, alții vor imita melodia chitarelor. Grupa a treia va repeta sunetele trombonului, iar echipa a patra va intona melodia acordeonului. Versurile vor fi însoțite de mișcări specifice interpretării instrumentale. La strofa a treia, fiecare echipă va realiza mișcările potrivite instrumentului ales și va interpreta versul corespunzător acelui instrument. Ordinea în care echipele își vor interpreta rolul este următoarea: trompetă, chitară, trombon, acordeon. Puteți apoi să schimbați rolurile între voi, astfel încât toate echipele să interpreteze pe rând fiecare instrument. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!